Bun găsit, dragii noștri telespectatori! În deschiderea ediției de astăzi a emisiunii Tezaur Folcloric, iată un moment extraordinar realizat de orchestra ansamblului artistic Ciocârlia. Pentru că este un ansamblu care continuă să reziste în fața timpului cu acea mentalitate, cu acea dorință de a păstra, de a conserva și de a transmite mai departe valorile folclorului românesc. Pentru că în ediția anterioare ne-am propus să avem așa o privire de ansamblu asupra rolului, a condiției solistului profesionist, a artistului profesionist care reprezintă folclorul românesc. Continuăm astăzi cu momente extraordinare, cu reprezentanți din generații diferite ai ansamblului artistic Ciocârlia. Sunt marii noștri artiști, sunt invitații de onoare ai acestei emisiuni. Pentru că demersul nostru al echipei emisiunii Tezaur Folcloric a avut un corespondent pe aceeași temă, am rezonat pe aceleași idei cu reprezentantul ansamblului artistic Ciocârlia, coordonatorul de astăzi, Ionut Sidău, îl invit lângă mine să ne spună câteva cuvinte din această calitate și din perspectiva omului care va avea grijă de a aduce o mai mare strălucire a acestui ansamblu. Bine ai revenit în emisiune. Bine v-am găsit, doamna Gheorghița Nicolae. Suntem onorați să fim prezenți în cea mai frumoasă emisiune de folclor, Tezaur Folcloric. Astăzi, împreună cu orchestra care a deschis această emisiune printr-o suită instrumentală, orchestra condusă de maestru Cornel Turcitu, suntem onorați să avem invitați de onoare, stele mari ale folclorului românesc, oameni care au cântat pe scenă ansamblul artistic Ciocârlia, care au promovat această instituție de folclor și au adus-o în fața publicului, au făcut-o cunoscută în țară și peste hotare, cel mai mare brand național folcloric, ansamblul artistic Ciocârlia. Pentru că întotdeauna ne dorim să aducem în fața dumneavoastră valoarea, excelența din acest domeniu și pentru că astăzi avem ocazia să realizăm acest ideal pe care ni l-am propus și noi ca oameni care slujesc folclorul, îți propun să nu dezvăluim identitatea stelelor despre care tu ai amintit aici, ci să lăsăm telespectatorul să aștepte cu sufletul la gură surprizele noastre, momentele noastre de excepție. Ești de acord? Cu mare drag. Atunci, hai să-i descoperim așa cum sunt dumnealor în toată strălucirea vârstei onorabile de mari artiști ai folclorului românesc. Sorry.
salutai cu bolovan. Că dacă le vai de capul tău, Asida, vai de capul tău, Asida. Ai, trai, fost am puiul pădurii și nu mă mânca-l duchi. Lupte muncă când și voi, nu mâncă picior ca noi. s-am strâns, te după mine-o plâns și ne-am lucrat eu mai strânge, te după mine-o plânge. Hai, trai, dacă eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă și ne-a dragului ce-am fost, am găsit unirile agă în jos și la școală de stălinița am învățat să-i țugurița și nu m-au uitat șopan că zeci ore de săpânțan. Cu fiecare ediție a emisiunii Tezaur Folcloric încercăm să aducem în casele dumneavoastră nu doar voia bună, nu doar acea stare de frumusețe, de tihnă, de liniște pe care doar arta o poate aduce în sufletele noastre. Noi ne-am dorit de fiecare dată ca din fiecare emisiune dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, să aveți posibilitatea să adunați informații, gânduri, mesaje de la marii noștri interpreți sau de la mai tinerii interpreți pe care i-ați văzut în ultimele ediții. Dorința noastră este aceea de a crea punți de suflet, punți de cântec între generații, între categorii de public, pentru că arta este una și aceeași. Folclorul se îmbină armonios cu celelalte arte și există acea legătură între ele, așa cum există și legături între artiști și dumneavoastră. Astăzi ne bucurăm să avem aici, în platoul televiziunii române, pe doamna Irina Loghin. Doamna Irina Loghin, bine ați venit aici, în studioul nostru, la televiziunea română, la emisiunea Tezaur Folcloric. Mulțumesc mult pentru această frumoasă invitație. Mi-a trezit foarte, foarte multe amintiri cu televiziunea națională, televiziunea română. Deci în anii 1962 dădeam concurs la ansamblu Ciocârlia, un ansamblu de foarte, foarte, foarte mare disciplină și eram la Vălinii de Munte, acolo unde lucram deja, terminasem școala de artă populară de la Palatul Culturii din Ploiești. De mică mi-a plăcut folclorul, pentru că dacă nu ai acest simț de copil, dacă nu ai aceste trăiri ale cântecului popular, nu cred că ajungi departe. În 62 am aflat de concurs la ansamblu Ciocârlia din București.
aici, la școala de artă populară la Ploiești, aveam un profesor pe nume Octavian Cristescu. Era profesor de teorie și solfegii la ansamblu Ciocârlia și zice, tu știi că ai o perlă în gât. Nu mi-a zis nimeni până atunci, nu știu cât de mult am înțeles eu treaba asta. Și zice, în momentul când o să fie concurs la ansamblu Ciocârlia, pentru că au nevoie de solistă și din zona Prahovei, am să te anunț. N-am mai apucat să mă anunțe, pentru că într-o informație de București, un frate al meu m-a anunțat că se ține acest concurs și am venit în 62 la ansamblu Ciocârlia, unde am dat concurs din 200 de concurenți. Am reușit două, eu și Maria Ciobanu. Dar aici am învățat adevărata profesie. Aveam profesor de teorie și solfegii, de profesor de istoria muzicii, făceam dictee cu maestru Zamfir la pian. Aici am învățat, într-adevăr, cum se intră pe scenă, cum se iese din scenă. Modestia am moștenit-o de la părinții mei. Deci nu ai ce căuta ca interpret pe scenă dacă nu ai modestie. Din punctul de vedere al marii interprete Irina Loghin, ce înseamnă a fi solist profesionist de muzică populară? Cum ați reușit dumneavoastră să mențineți această relaționare extraordinară cu publicul dumneavoastră atâția ani de zile? Cum spuneam, pleacă de la modestie. Pe urmă, pleacă de la bunul simț, de la respectul față de spectatorii care vin să te vadă. În momentul când ai apărut pe scenă, trebuie să transmiți mesajul pe care îl aduci, să-l preia imediat, să trăiască odată cu tine. Domnul Gheorghe Turda, sunteți un artist profesionist? Vă considerați artist profesionist? Absolut că da. Susțin acest lucru cu tărie, pentru că am făcut prea multă școală la viața mea să nu recunosc, din punct de vedere muzical. Ce înseamnă? Pentru Gheorghe Turda, a fi artist profesionist cu adevărat, trebuie să treci prin toate filtrele, examenele profesionale ale vieții și prin filtrele festivalurilor naționale și internaționale. Competițiilor. Normal. Țin minte că în anii tinereții mele am fost laureatul celor două festivaluri naționale studențești, în 1968 la Cluj și în 72 la București. La București, surpriza mea care a fost? Când doamna Irina Loghin m-a examinat la Opera Română, personal mi-a dat pe scenă marele premiu. Mulțumesc, doamna Irina Loghin. Am admirat pentru că ai cântat și la vioară atunci. Ce nu ai venit cu niște melodii din zona ta extraordinare. Și atunci am luat marele premiu cu balada lui Pintea Viteazu. Da, exact. Puteți să fredonați un fragment? Ai dantat Maramureșu, nu e ca Pintea Viteazu, nici ca Pintea Haiducu. Tropotiu-i și juca cu mândruța mea pentru-rea. Ei, tropotiu-i și sări cu mândruța mea mări, cu mândruța mea mări, măi, măi. Hai, dar nu m-așe, măi, oameni, eu opțul nu mă duc în nou. La sughetul ce chere de lemn de nu, ce chere de lemn de nu, măi, măi. Ei, tropotita, insăpânța, oi, ciucau, cu mândruța, cu mândruța, măriuța mea. Să ne vadă lumea dragă, că-n-i viața tare, dragă, că-n-i viața tare, dragă, hei. Hai, dar nu m-așe, măi, oameni, eu, opțul nu mă duc în nou. La sughetul, ce cere de lemn de nu, ce cere de lemn de nu, măi, măi. Cine joacă tropotita, tropotita cu mândruța, tropotita din săpânța mea?
să-i sărute și gurița și mândruța din săpânța și mândruța din săpânța mei. Hai, dar nu mă așem, măi, oamă, eu, opțul nu mă duc în nou, glasul e cu cecere de lemn de nu, cecere de lemn de nu, măi, măi. Hai, dar nu mă așem, măi, oamă, eu, opțul nu mă duc în nou, glasul e cu cecere de lemn de nu, cecere de lemn de nu, măi, măi. Foaie verde măr domnesc, mai codrule împărat ceresc, dă-mi putere să iubesc, mai că n-aș vrea să îmbătrânesc, că de-o fi să îmbătrânesc, după dragoste tânjesc. La 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 și trai la la. Și iar verde frunzuleană, dă-mi codre o buruiană, dă-mi codre o buruiană, să mă lec cu ea la rană. Și mai dă-mi cărările, unde duc dragostile. La 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 și trai la la. Verde, unde neic al meu se pierde. Mai dă-mi, Doamne, codru verde, unde neic al meu se pierde. Cum se pierde luna nor, ca apa de la izvor. Și dă-mi, Doamne, sănătate, să ne iubim până la moarte. La 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 și trai la 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 și trai la la. Negru,
profesionalismul, doamna Aneta Stan. Cum îl vedeți dumneavoastră în formele de exprimare, în preluarea unor piese din genurile diferite ale folclorului muzical românesc? Adică, doina, balada, mai trebuie cântate? Categoric, da. Atât doina. Cântecul doinit. Balada, să... sigur că da, cântecul doinit, balada, cât și romanța ar trebui cu mare sfințenie să le reluăm, să le refilmăm, pentru că vin generații și generații, fiecare cu stilul lui de interpretare. Mi-a plăcut prima întrebare. Diferența între un profesionist și un amator de muzică, mie mi se pare foarte mare. Exact ceea ce au spus colegii mei mai devreme, înseamnă a trece prin furcile caudine ale comisiilor, ale coloșilor muzicali, cum am trecut noi. Atâta vreme cât treci prin aceste furci caudine, comisiile astea mari, din care făceau parte mari dirijori, coloșii muzicii, folclorului, da, românesc, și aici aș exemplifica maestru, de exemplu, Constantin Arvinte, Ionel Budișteanu, pe urmă, mulți, mulți, mulți dirijori. Aș puncta un lucru. Fiecare interpret care vrea să devină profesionist să știe că altă profesie nu mai face decât asta. Concluzia, mai întâi să se înscrie într-o școală populară de artă în care să-și testeze glasul, să știe din ce este compus glasul lui, că sunt doar două firișoare de păr pe care le folosești la vorbit, dar trebuie să știi să le folosești și la cântat. După aceea, ce trebuie? Să nu mănânci și să mănânci sau... Dom'le, e foarte grea profesia noastră, așa cum colegii noștri au spus mai devreme. Un cântăreț, fie el profesionist sau amator de folclor, dacă n-a trecut rampa, acela nu va deveni niciodată profesionist. Și mai știu un singur lucru și cu asta închei. Un profesionist să încerce să educe el publicul prin repertoriul pe care îl aduce și cu care se prezintă. Să fie cât se poate de atent la cum articulează cuvântul. Da? Să fie înțeles fiecare cuvințel pe care îl scoate din gură și ajunge la public. El trebuie să transmită acea căldură în care să poți să treci rampa ca de la inima ta, prin cuvântul tău, să ajungă la spectator sau chiar la telespectator.
ești. Doamne, mărișorii, când ne-ai văzut ca un soare ai astinții. Thank you.
și de mine că sunt sănătoasă bine. Spune-i mamei despre toate că de ea stare de poartă. Oh, eu îi trimit voie bună și noroc pe mândra lună. Corina, ce învățăminte ai tras de la interpreții pe care i-ai admirat, pe care i-ai avut așa ca pe niște adevărate modele? Pentru mine a fost o adevărată onoare, o mare onoare, dar m-a și responsabilizat foarte mult faptul că am avut șansa să fiu angajată a ansamblului Chindia de la Târgoviște, a ansamblului artistic Rapsodia Română de aici, din București, și imediat după aceea ansamblului Ciocârlia, ansamblu care strălucește încă pe firmamentul muzicii noastre populare românești. Vă spun, m-am angajat numai prin concurs, iar emoția pe care am simțit-o în acele momente o trăiesc și acum, după atâția ani, de fiecare dată când urc pe scenă. Poate nu la aceeași intensitate, dar emoția a rămas. Este foarte important ca ceea ce cântăm să trecem prin filtrul gândirii, prin filtrul sufletului și să ne folosim vocea pe care ne-a dat-o Bunul Dumnezeu ca să putem ajunge la inima publicului, spectator sau telespectator. Vă spuneam că a fost o mare șansă și o mare bucurie care m-a obligat să urmez sfaturi foarte bune de la înaintașii mei, chiar și, și astăzi pentru mine este o lecție, și pentru că noi cât trăim învățăm și slavă Domnului că am ce să învăț de la aceste mari nume ale scenei noastre folclorice. Și întotdeauna am fost atentă să culeg ceea ce am considerat eu că este bun și mi-este mie de folos. Pentru că fiecare dintre noi avem o anumită personalitate pe care ne-o șlefuim în timp. Și cântecele noastre ni le alegem după cum ne este structura sufletească. Exact, exact. Am cântat doină cu mare dragoste, am cântat baladă mai puțin, hora și sârba noastră și nu în ultimul rând am cântat romanță, pentru că am avut ocazia de copilă să învăț romanțe, pornind cu cântecul dintr-o zonă foarte apropiată Târgoviștei. Și fiind eleva Școlii Populare de Artă din Târgoviște, la clasa doamnei profesoare de canto, Constanța Ionescu Câmpeanu, am avut ocazia să îmbrățișez și această nestemată, pe lângă doina noastră tradițională, și am avut ocazia deci să cânt și romanța. Eu cred că important este ce rămâne în urma noastră. Ca oameni, ca artiști, ca ființe umane, cum am spus, dar mai ales ca spirit. Pentru că a fi om de omenie este, cred că, o bază a tuturor realizărilor noastre în viață, și profesionale și familiale. Yeah, mă! Am o mândră, n-am o sută, ciucuioti, fai să
dragul-mi vara la coasă, dragul-mi vara la coasă, cu mână drag care-i frumoasă, cu mână drag care-i frumoasă. Eu să dau cu coasa-n iarbă, eu să dau cu coasa-n iarbă, mândra să-mi cânte pe brază, mândra să-mi cânte pe brază. E, mă, hai da mândră după mine, dacă vrei să o ducem bine, mă! Și-mi-e drag vara pe voi, și-mi-e drag vara pe voi, cu mână drag să facem plăi, cu mână drag să facem plăi. E, mă, unde au ostre gândile-a, plăta acolo au să mintea, mă! Cine nu-i vara la lucru, cine nu-i vara la lucru, n-aude cum cântă cucu, n-aude cum cântă cucu. E, mă, dragul Nicu, cine-a joc, că-n miroasă busuioc, mă! Dragul eu vreau să mulțumesc acestor mari artiști dumneavoastră care astăzi ați răspuns prezent în emisiune, dar cel mai mult îi mulțumesc domnului Gheorghe Turda pentru că mi-a fost model și m-a îndrumat să urmez o carieră artistică, să-mi formez un repertoriu frumos, astfel încât în 1994 am înregistrat în radio primele mele înregistrări, prezentându-le la o comisie de specialiști, cum au fost atunci domnul Gheorghe Oprea, Dumnezeu să-l odihnească, Angela Marinescu, doamna Eugenia Florea, mulți alții. Despre artistul profesionist aș putea spune, ascultându-vă cu mare atenție pe toți, că artistul profesionist este certificat de prezența lui făcând parte dintr-un colectiv al ansamblului, indiferent de unde este, un ansamblu profesionist. Ca să ajungi acolo trebuie să muncești foarte mult. În primul rând trebuie să fii un om serios, să-ți dorești foarte mult să-ți faci un repertoriu, să reprezinți cu cinste zona de unde provii, prin voce, prin costum popular și este o muncă foarte mare să poți să faci parte dintr-un ansamblu profesionist.